untul într-un bol. Adaugă zahărul, esența de vanilie și amestecă. Pune ouăle, mai mixează, apoi adaugă smântâna și iar amestecă. Pune făina, praful de copt, sarea și încorporează până nu vei mai avea cocoloașe. Transferă aluatul într-o formă dreptunghiulară cu mărime de 11 cm pe 25 cm tapetată cu foaie de copt și unsă cu unt. Pregătește firimiturile. Încorporează într-un bol făina, untul și zahărul până ți iese textură de firimituri. Apoi, taie piersicile în două, scoate sâmburii și taie felii. Aranjează feliile deasupra aluatului și la final acoperă cu firimituri. Coace checul la cuptorul preîncălzit la 170 de grade Celsius, aproximativ 50 de minute. Lasă checul să se răcească complet și servește-l cu plăcere! Poftă bună!